Astfel de conversații au loc zi de zi pe rețelele de socializare, însă o simplă interacțiune se poate transforma foarte ușor într-un adevărat coșmar. Astăzi vă vom arăta cea mai nouă înșelătorie care ia cu asalt România, inclusiv aici la Cluj-Napoca. Bine ați venit la Focus! Este cea mai nouă formă de șantaj electronic și de câteva luni se întâmplă din ce în ce mai des și în Cluj-Napoca. Tentația de a socializa cu o tânără atrăgătoare pe rețelele de socializare, sub pretextul unei conversații inocente, i-a aruncat pe unii clujeni în lumea întunecată a șantajului și a fraudelor electronice. Timp de câteva săptămâni, o echipă NCN a intrat în lumea celor care se ocupă cu astfel de infracțiuni electronice și a reușit să ia legătura cu o astfel de grupare. Answer me. We want deleted. Tell me. Ceea ce veți vedea și veți auzi în următoarele minute sunt imagini și conversații reale între reporterul nostru și indivizii care se ocupă cu astfel de infracțiuni. E sâmbătă după amiază și un cont creat special pentru acest reportaj pe o rețea de socializare primește o cerere de prietenie de la o tânără din Filipine care dorește să stea de vorbă. Se intitulează Ani Santiago și pozele pe care le folosește sunt ale unei tinere atrăgătoare cu preocupări și interese diverse, însă fără a ieși în evidență în mod special. Reporterul acceptă cererea și începe să înregistreze conversația. Bună, ce faci? Bine, acasă, tu? Și eu tot pe acasă, mă cam plictisesc. Vrei să vorbim? Da, sigur. Te pot suna pe video? Bucuroși că ne-au atras în capcană, indivizii din spatele acestui profil fals încearcă să mute conversația pe o altă rețea de socializare, unde calitatea video este mult mai bună. Imediat ce acest lucru se întâmplă, un apel video este inițiat de către Ani Santiago către reporterul nostru. Surpriză! Pe ecran apare o tânără îmbrăcată sumar și care se mișcă lasciv. Ani Santiago întrerupe conexiunea video și revine cu o cerere destul de surprinzătoare. Vreau să-ți văd, nu te pot simți. Și ca să ne convingă, Ani inițiază un nou apel video. De data asta, mult mai explicit și fără nicio inhibiție, tânăra se masturbează pe internet în fața unui bărbat pe care abia l-a cunoscut. Intrăm în joc și mergem mai departe cu chatul ca să aflăm ce vor cu adevărat aceste femei de la bărbați aflați la mii de kilometri distanță. Convinsă că ne-a prins în plasă, Ani întrerupe din nou apelul video și revine la rugămințile de a-i trimite câteva poze sau un scurt video în care să-i dezvăluim la fel de mult pe cât a făcut-o ea. Încă nu mi-ai arătat. Iubitule, vreau să-ți văd. Vreau să mă faci fericită. E ok, doar arată-mi puțin. Ca să intre și mai mult în jocul celor care trăiesc din astfel de înșelăciuni, reporterul merge mai departe și îi mărturisește că e timid și n-ar vrea să se expună pe internet într-un filmuleț, dar e dispus să-i trimită o poză. Cu răbdare și multă persoasiune, Ani îi mărturisește că nu-i plac pozele și că ar vrea totuși un video. Mă întorc cu spatele și nici măcar nu mă uit, bine? Reporterul nostru trimite o poză luată de pe internet cu un bărbat gol și continuă conversația, însă Ani nu pare mulțumită. Ea vrea ca poza să fie mai explicită. Hai, iubitule, arată-mi o poză cu tine gol. Vreau să-ți văd chestia. Conversația continuă cu insistențe din ce în ce mai mari din partea tinerei, care vrea să primească o poză mai explicită cu orice preț. Când își dă seama că nu va obține nimic mai mult decât o poză vagă, după mai bine de 5 ore petrecute în fața calculatorului, Ani Santiago decide că are suficiente informații de la reporterul nostru și trece la amenințări clare. Începe prin a-i trimite reporterului o copie a numelor tuturor prietenilor săi de pe Facebook și un montaj scurt cu acesta privind show-ul ei erotic și o poză care ea crede că este jurnalistul NCN într-o ipostază indecentă. E simplu. Dacă nu va face exact ce spune ea, reporterul este amenințat că toți prietenii vor primi o copie a filmulețului și a discuției. Prețul tăcerii? Bani. Foarte mulți bani. Ceea ce urmează este transcrierea cuvânt cu cuvânt a felului în care acești infractori operează. Uite o copie a filmulețului. O să-l urc pe YouTube și pe toate rețelele de socializare. Vrei să-l șterg sau să-l distribui? Dar mi-ai promis că dacă îți trimi poza o să o ștergi. Din nou. Vrei să-l șterg sau să-l distribui? Normal, ce fel de întrebare e asta? Bine, am o propunere pentru tine. Ce fel de propunere? Trebuie să-mi trimiți bani acum, dacă vrei să șterg toate astea.
Așa funcționează schema de șantaj cea mai nouă. Bărbați și femei deopotrivă sunt contactați sub pretextul unei prietenii pe internet, ca apoi, după ore, ori zile câteodată, ori luni bune de conversații, să fie păcăliți că persoana de pe partea cealaltă a ecranului e atrasă de ei și vrea ceva mai mult. Iar acel ceva, de multe ori o poză în ipostaze indecente sau un filmuleț, se transformă în șantaj și amenințări. De câteva luni, modul acesta de operare a devenit din ce în ce mai frecvent și aici, în Cluj-Napoca. Ce îi determină pe oameni să cadă pradă unor astfel de înșelăciuni? Am vorbit cu psihiatrul Cristian Pușcaș, lector în cadrul UMF Cluj, despre motivele pentru care cineva s-ar lăsa prins într-o astfel de capcană. Într-un mediu virtual, unde eu practic mă aflu acasă, în fața calculatorului, mult mai ușor reușesc să trec de anumite bariere. Dacă nu este de față o altă persoană, dacă nu este cineva, dacă nu sunt în public, nu conștientizez acest lucru că ceea ce fac eu poate fi văzut de sute mii, zeci de mii de oameni, ci mi se pare că fac acasă, în intimitatea camerei mele, în siguranța camerei mele. Cristian Pușcaș susține că bărbații sunt mult mai predispuși la capcane de genul acesta. Motivul? Firia lor, dacă dorim să facem neapărat o diferență, poate au o dorință mai puternică și motivație mai mare pentru a brava. În anumite situații, când sunt cumva stimulați de alte persoane, indiferent de sexul acestor persoane, un bărbat mereu va încerca să demonstreze ceva, să arate că el poate, că el are curajul, că el îndrăznește să facă ceva mai mult decât o altă persoană. Dar asta nu înseamnă că numai bărbații sunt șantajați prin astfel de metode. Who are you? Why are you doing this? Am apelat și la Poliția Cluj, care ne-a pus în legătură cu un ofițer din cadrul structurii ce se ocupă de astfel de fraude. Da, este un gen de infracțiune pe care l-am mai întâlnit și avem câteva cauze penale comise prin același mod de operare, ca cel expus de dumneavoastră. Ce să vă spun? După părerea mea, numărul cauzelor de acest fel nu este foarte ridicat. Să spunem, în ultimii 3 ani de zile, mai precis din 2016 până în prezent, la nivelul județului Cluj, au fost sesizate și înregistrate un număr de 5 fapte comise în acest mod. Numărul poate părea mic, dar acest lucru poate fi cauzat și de faptul că multe victime nu depun plângere, susține ofițerul de poliție. Este foarte posibil să fie în realitate comise un număr mult mai mare de fapte de acest gen, și care să nu fi fost aduse la cunoștința poliției, să nu fi fost sesizate sau descoperite prin alte mijloace. Ofițerul Poliției Clujene susține că acest gen de infracțiune este de fapt de două feluri. Din experiența mea, aș putea spune că există de fapt două situații diferite. Una ar fi cea menționată de dumneavoastră, în care, să spunem, foști parteneri, nu știu, foști soț, soție sau concubini sau iubiți, la un moment dat ajung la despărțire, să spunem, și pot recurge la astfel de metode de șantajare emoțională cu divulgarea pe internet sau în presă diferite fotografii sau înregistrări audio-video. Asta ar fi între persoane care se cunosc, au experiență de viață împreună în trecut. Și a doua situație este cea la care am făcut referire anterior, mai exact persoane necunoscute în majoritatea situațiilor care abordează pe internet diferite potențiale părți vătămate, intră în discuții la început cu caracter general despre, nu știu, situații familiale, despre probleme personale, aspecte de genul acesta. Așa cum și ulterior, exact, persoanele potențiale părți vătămate sunt alese la întâmplare, în special pe Facebook sau alte aplicații de comunicare pe internet. Însă, odată intrat în hora infractorilor, e cam greu să nu joci, adică să cedezi presiunilor pe care aceștia le fac asupra persoanelor șantajate.
Ilia Mocic este un expert în securitate cibernetică izraelian pe care NCN l-a contactat pentru acest reportaj. S-a mutat la Cluj de câteva luni, iar metoda nu e necunoscută pentru el. Dimpotrivă, în opinia sa, astfel de cazuri sunt în creștere în Cluj-Napoca, iar pentru el explicația e destul de simplă. It's now start to be very trendy. Last year it also was, but in the different ways, like it goes Nigerian mails. It's also kind of scam, but last years after a lot of vulnerabilities appears on the mass social media like Facebook or iCloud, a lot of scandals with the celebrities was also that they was the first one who was attacked, politics and so on. What would you think they go after people in Romania and specifically in Cluj? Why is this happening here now? I think maybe, I'm not sure, but maybe it's because of the weak low level of the cybersecurity education. Maybe like people continue using this kind of chats, dating and sending photos, stores their photo, video on their phones, don't care about it. Like maybe it's just a wave that here it's already start to be up. Însă Ilia susține că nu e imposibil să scăpăm de astfel de indivizi care ne șantajează. Analistul spune că există soluții la astfel de probleme și situația se poate rezolva în unele cazuri. Do not store any photos or videos on your phone. Do not store it on your mail. Do not store it, don't send it to anyone, even if you know it. I'm not saying about situation when you don't even meet the people, the guy or the woman, and you start to send him something. It's obvious. So just stop doing it. And if you already in situation that somebody trying to blackmail you, you first of all, from my opinion, you don't need to go deep in the conversations. Do not continue. The best way to ban him, like blacklist, and you need to ask or cybersecurity specialist for advice or directly to the police. Dacă în țara noastră acest gen de infracțiune abia acum intră în atenția autorităților, la nivel european situațiile sunt din ce în ce mai frecvente. Atât de multe încât autoritățile europene responsabile cu prevenția infracțiunilor în spațiul virtual au lansat o campanie de prevenire și informare la nivelul Uniunii, prin care li se atrage atenția cetățenilor europeni, dar nu numai, despre implicațiile deosebit de grave pe care astfel de infracțiuni le pot avea asupra victimelor. Când vine vorba de numărul celor amenințați sau șantajați prin astfel de metode, o statistică exactă nu există, însă modul în care aceștia operează pare din ce în ce mai clar. Și asta o spun victimele cu care cercetătorii acestui fenomen au stat de vorbă. Un studiu din 2016 făcut de cercetătorii americani pe tema șantajului sexual pe rețelele de socializare arată că 70% dintre respondenți au trimis fotografii sau video cu ei în ipostaze explicite, de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Motivele? Ei bine, acestea sunt multiple și țin de mai mulți factori. 71% dintre respondenți la chestionarul făcut de către cercetătorii americani susțin că au trimis fotografiile sau clipurile video cu ei în ipostaze explicite în timp ce se aflau într-o relație, iar 51% sunt cei care au trimis genul acesta de clipuri sau fotografii unui necunoscut cu ajutorul rețelelor de socializare. Iar dintre cei 51%, surprinzător, doar 15% le-au trimis fiind amenințați direct de către o persoană pe internet. Indivizii din spatele contului de pe care reporterul NCN a fost contactat i-au trimis necontenit mesaje de amenințare acestuia. Answer me. We want delete it all. Tell me. La câteva zile de la primul apel, Ani Santiago a dispărut complet de pe rețelele de socializare și odată cu ea, orice posibilitate de a afla mai multe despre indivizii din spatele acestui șantaj din ce în ce mai răspândit, dar mai ales despre câți români au fost păcăliți până acum. Cert este că ravagiile lăsate de un astfel de incident sunt devastatoare pentru victime. Pe termen lung poate afecta
funcționarea cotidiană, afectează somnul, nu reușește să se odihnească, nu reușește să se concentreze în timpul zilei. Prin asta afectează activitatea zilnică, randamentul general cotidian al persoanei și în situațiile mai nefericite poate ajunge chiar la idei suicidare. Why are you doing this?